Dragii noștri, astăzi, la Academia de Ayurveda, stăm de vorbă cu doamna dr. Carla Fabian, medic specialist în fitoterapie și Ayurveda, despre osteoporoză, un subiect extrem de interesant, mai ales pentru doamnele care se apropie de menopauză. Haideți să aflăm, înainte de toate, ce este osteoporoza. Osteoporoza reprezintă acea afecțiune a oaselor în care acestea se demineralizează și datorită faptului că se pierde compoziția de minerale sau se reduce compoziția de minerale a structurii osoase, ele devin mult mai poroase, mult mai fragile și mult mai predispuse la fracturi. De fapt, osteoporoză, asta și înseamnă, de fapt, os poros. Da, așa este, pentru că în structura osului intră fibrele de colagen care realizează o anumită țesătură în ochiurile căreia se depun aceste minerale, calciu, magneziu, fosfor și alte minerale care pot să mai existe la nivelul oaselor și aceste minerale depuse pe această plasă de colagen sunt cele care dau această rezistență a osului, această fermitate și în momentul în care compoziția de minerale sau conținutul de minerale se reduce, se pierde rezistența osului. Am înțeles. Și de ce la menopauză? Pentru că foarte multe femei, atunci când intră la menopauză, se confruntă cu osteoporoza. Acest fenomen, această boală apare la femei în momentul în care se instalează menopauza și după, tocmai datorită faptului că hormonii estrogeni au un rol de a menține structura osoasă și de a menține mineralizarea oaselor pentru faptul că ajută la menținerea calciului în organism. Odată cu instalarea menopauzei, când nivelul de estrogeni scade foarte mult la femei, acest efect protector asupra oaselor dispare și din acest motiv femeia respectivă trebuie să aibă mai mare grijă la alimentație, deci să consume suficiente alimente care să aducă aport de minerale corespunzător, calciu, magneziu, siliciu, seleniu, zinc, toate mineralele care sunt în mod normal necesare. De asemenea, vitamina D sau precursorul ei, provitamina D, care ajută de asemenea la corecta metabolizarea calciului și la fixarea lui la nivelul oaselor și nu în altă parte. Și pentru că de fiecare dată am vorbit și despre cauzele psihoemoționale ale bolilor, vroiam să vă întreb în cazul osteoporozei, care ar fi acestea? Și în această situație există o stare psihomentală disarmonioasă care predispune femeile la osteoporoză și anume această stare de autodevalorizare care poate să se instaleze la femei sau care, de care pot să sufere femeile în momentul în care ajung la menopauză și din punct de vedere psihologic ele să se simtă ca nemai fiind utile în acel moment. Consideră că viața lor din anumite puncte de vedere s-a încheiat, că, mă rog, este un prag, este într-adevăr o altă etapă în care femeia respectivă intră și pe care trebuie să o integreze în mod armonios în viața ei, pentru că este o etapă firească, dar bineînțeles că ar fi foarte important și de dorit ca această etapă să fie amânată cât mai mult. Adică prin anumite practici, anumite metode despre care o să vorbim altă dată, femeia poate să amâne momentul instalării menopauzei și în felul acesta tot cortegiul patologic care este legat de acest moment, de exemplu boli cardiovasculare, tendință de creștere în greutate, osteoporoză și alte și alte afecțiuni, pot fi de asemenea amânate pentru că beneficiem în continuare de efectul protector
al estrogenilor în organismul femeii? Există o serie de fitohormoni care se pot administra și pot fi utili în această situație? Da, bineînțeles. Fitohormonii sau hormonii care noi putem să-i preluăm din remediile pe bază de plante pot să ne ajute foarte mult în această situație, pentru că putem să menținem astfel nivelul sangvin al hormonilor și astfel să putem să beneficiem de protecția pe care și acești fitohormoni pot să o genereze asupra organismului nostru. De exemplu? De exemplu, ar fi fitoestrogenii din coada calului, Equisetum arvense, care se știe că această plantă, coada calului, este foarte bună pentru buna sănătate a oaselor și articulațiilor, a oaselor în special, și datorită faptului că are foarte multe minerale, deci 10-20% din compoziția plantei este reprezentată de minerale și peste 60% din aceste minerale sunt compuși de siliciu. Siliciu este un mineral extrem de important pentru buna sănătate a oaselor și pentru echilibrul mineral al corpului. Pentru că siliciu este implicat în absorpția potasiului și a calciului și în felul acesta mineralizarea este menținută în mod corespunzător la nivelul oaselor. Dar după cum spuneam, este mult mai bine să încercăm să amânăm acest moment al instalării menopauzei și, de asemenea, pentru asta putem să ne folosim de anumite remedii pe bază de plante. Există multe plante cunoscute atât în fitoterapia indiană cât și în fitoterapia românească care au această acțiune, și anume Saraca indica sau Ashoka. Este o plantă care este conținută în remediul Kamayani și care ajută foarte mult la control rolul acesta hormonal care ajută la prelungirea perioadei fertile a femeii. De asemenea, lodra este o plantă extrem de eficientă în această direcție. Turmericul este o plantă foarte bună. Acest remediu sub formă de tablete poate fi folosit și pentru amânarea momentului instalării menopauzei, pentru a trece mai ușor prin perioada de premenopauză și menopauză, dar de asemenea acest remediu este foarte util și în situația în care ne confruntăm cu dismenoree, adică cu menstruații dureroase, în situația în care ne confruntăm cu menoragii, adică cu hemoragii mai abundente, și de asemenea este un remediu foarte bun pentru a controla sindromul premenstrual. De asemenea, în situația în care femeia suferă de sau prezintă chisturi ovariene sau fibroame uterine care pot să predispună la disconfort în perioada menstruală sau o menstruație dureroasă sau mai abundentă, folosirea consecventă acestui remediu este extrem de eficientă. Așadar, este un remediu care este recomandat în premenopauză, înțeleg, și intrarea la menopauză, pentru a suporta mai bine toate acele simptome, dureri, bufeuri, transpirații și așa mai departe, dar este recomandat și în alte situații, în timpul perioadei fertile. Da, în situațiile în care există hemoragie abundente datorate chisturilor ovariene sau fibroamelor uterine. Dar pentru a înțelege când și cum trebuie luat acest supliment nutritiv, este recomandată obligatoriu o consultație la un specialist în fitoterapie. Da, bineînțeles, este mai indicat ca tratamentul pe bază de remedii cu plante care ne ajută să ne păstrăm echilibru hormonal, să nu le luăm la nimereală, ci să beneficiem de acest consult în urma căruia femeia respectivă poate să afle ce predominanță hormonală are, ce profil hormonal are și în felul acesta să ia exact remediile cele mai potrivite pentru situația ei. Da, așadar nu e ca și când am luat
un antioxidant, vitamine, extract din sâmburi de struguri, rodie și așa mai departe. Da, este ceva mai special, exact, care trebuie acordat în urma unei consultații cu un medic specialist. Da, da, este datorit așa. Cele care doresc o consultație la dumneavoastră, să mai spunem o dată unde vă găsesc? Da, deci persoanele care doresc o consultație ayurvedică și recomandarea de remedii ayurvedice pot să se adreseze Centrului Medical Ayurmed din strada Nicolae Bălcescu, numărul 35. Și există persoane care vin, cărora le recomandați acest produs? Sunt femeile interesate de remedii naturale? Am foarte multe paciente care trec prin această perioadă sau care au diverse forme de afecțiuni, atât specifice femeilor, cât și alte tipuri de afecțiuni, și beneficiază în condițiile în care urmează tratamentul corespunzător de rezultate bune. Cine sunt pacienții dumneavoastră în principal? Femeile sau bărbații, apropo de acest subiect? Cred că totuși sunt mai multe femei. Probabil că femeile sunt un pic mai interesate de starea de sănătate, dar am și pacienți bărbați. Nu e... Și doamnele care vin la dumneavoastră la cabinet pentru această problemă, intrarea la menopauză, osteoporoză, la ce recomandări să se aștepte? În primul rând urmăresc să am o discuție mai amănunțită cu pacienta și în urma acestei discuții să pot să-i fac recomandările corespunzătoare constituției ei. Dacă ea s-a confruntat pe parcursul vieții cu diverse tulburări legate de sfera genitală și dacă acum în preajma instalării menopauzei, pentru că de obicei pe fondul de dezechilibru emoțional care apare în această perioadă pot să apară diverse probleme, sângerări mai abundente sau aspecte de genul acesta care pot să predispună la anemie și la instalarea mai rapidă a osteoporozei, pentru că se pierde calciu, se pierde fier. Îi fac această indicație în primul rând de kamayani și de remedii pe bază de plante luate sub formă de ceai. De asemenea, sfătuiesc femeia respectivă să fie foarte atentă la starea psihoemoțională și să continue să-și păstreze încrederea în ea, pentru că ea este aceeași și poate să fie aceeași femeie eficientă și atrăgătoare și competentă, chiar dacă ea trece într-o altă perioadă a vieții. Și pentru situația în care persoanele care mi se adresează deja au instalată această boală, osteoporoza, și mă refer aici atât la femei, în marea majoritate, cât și în situații mai rare, e adevărat, dar totuși există la bărbați, le recomand un remediu pe bază de tablete care se numește Osteopower și care este extrem de eficient pentru tratarea acestei probleme. Ce plante conține? Osteopower conține în primul rând coada calului. Coada calului este o plantă bine cunoscută pentru efectele ei benefice asupra sănătății oaselor, pentru că ea conține un mare procent de minerale și în special compuși de siliciu. Siliciu, așa cum spuneam, fiind foarte important pentru absorpția potasiului și a calciului și pentru fixarea acestor două minerale la nivelul oaselor, pentru că știm că calciu și fosforul sunt foarte importante pentru sănătatea oaselor. De asemenea, acest remediu mai conține și cătină. Cătina este de asemenea extrem de bogată în minerale, în vitamine. Uleiul de cătină este foarte eficient pentru foarte multe aspecte. De asemenea, cătina conține provitamina D, care de asemenea ajută la o foarte bună metabolizare a calciului și la fixarea lui în oase. Acest remediu conține de asemenea și extractul de semințe de struguri, Vitis vinifera, care în cadrul acestui remediu vine cu un aport de bor. Borul este un element care ajută la menținerea nivelului estrogenilor, care după perioada menopauzei sunt secretați de la nivelul suprarenalei. Și în felul acesta există această minimă protecție de estrogen de la nivelul suprarenalelor, dar împreună cu fitoestrogenii din conținuți în coada calului, putem să menținem un nivel corespunzător de estrogen care în felul acesta să ne ajute la menținerea sănătății oase.
mireaselor. Înțeleg că acest supliment nutritiv pot să-l ia atât femeile cât și bărbații, chiar și preventiv, și bineînțeles după ce se confruntă cu această problemă, osteoporoza, și în ce fel pot să-l ia? Deci se administrează, dacă se poate, este mult mai indicat să fie luat înainte de masă, dar vreau să subliniez faptul că acest remediu este foarte bun și pentru tratarea problemelor legate de sănătatea unghiilor și a părului, știut fiind că acest constituent osos, în limba sanscrită astidatu, are ca și subconstituenți dinții, unghiile și părul. Și nivelul corespunzător de mineralizare al corpului se reflectă și în sănătatea dinților, a părului și a unghiilor. Și atunci, în situația în care noi ne confruntăm cu un deficit de minerale, care înainte să ne predispună la osteoporoză, ne generează fragilitatea firului de păr, fragilitatea unghiilor, dinții mai slabi, cu tendința mai intensă de a face carii, noi putem să beneficiem de acest remediu și pentru menținerea bunei stări de funcționare a acestor subconstituenți ai țesutului osos. Da, foarte interesant. Așadar, dacă vrem un păr frumos, unghii sănătoase, dinți sănătoși, și putem să luăm acest supliment Osteopower. Da, sigur că da, ne ajută foarte mult și în situația în care ne confruntăm cu osteoporoză, este foarte bun și pentru tratamentul acesteia. Întrebam cum se ia, adică câte tablete pe zi, pe ce perioadă? Se iau între 3 și 6 tablete pe zi. Durata de administrare depinde de intensitatea deficitului cu care noi ne confruntăm. Poate fi luat la lung fără niciun fel de problemă, pentru că genul acesta de remediu este natural și nu generează niciun fel de problemă chiar la administrarea pe termen lung. Și acest supliment poate să-l ia oricine, chiar dacă nu vine la o consultație în prealabil. Da, în principiu poate fi luat fără niciun fel de problemă și poate fi administrat chiar și copiilor care se confruntă cu fragilitatea unghiilor, cu probleme la nivelul danturii. Deci poate fi administrat de la 12-13 ani în sus până la orice vârstă avem nevoie de un supliment de minerale. Am înțeles. Cred că ar trebui totuși să spunem și să le recomandăm doamnelor să meargă, să-și facă o analiză specifică care se face pentru a vedea densitatea osoasă periodic, mai ales atunci când se apropie de menopauză, și evident să ia măsurile de rigoare. Dacă își face o doamnă o asemenea analiză, vine și ia asemenea remedii, se poate îmbunătăți la următoarea analiză rezultatul? Da, depinde de gradul de osteoporoză pe care ea are în momentul primei investigații, depinde de cât este de consecventă cu tratamentul, depinde de regimul alimentar pe care îl are, pentru că în momentul în care va avea și un regim alimentar mai bogat în minerale, vitamine și alimente de bună calitate, deci în care să primeze valoarea nutrienților, nu cantitatea și caloriile, și de asemenea, în momentul în care femeia urmărește să aibă o stare psihică stenică, o stare de încredere în ea însăși, o stare de încredere în viață și capacitatea de a se bucura chiar și de această nouă perioadă a vieții ei, bineînțeles că rezultatele pot să fie mult mai bune la următoarea investigație. Așadar, osteoporoza nu trebuie să ne sperie, găsim soluții, totul e să ne ținem de ele. Da, totul este să fim consecvenți cu tratamentul. Așa cum v-am obișnuit, avem și un concurs. Concursul emisiunii Academia de Ayurveda, realizat, bineînțeles, împreună cu Ayurmed. 5 dintre dumneavoastră care vor insera la această emisiune online un comentariu cu textul "Fără osteoporoză cu Ayurmed" vor primi acest set de produse, alcătuit dintr-o cutie de Osteopower și o cutie de Kamayani. Vă așteptăm așadar comentariile, iar extragerea la sorți o vom face peste 3 zile de la postarea prezentei emisiuni online. Vă mulțumim!